Cam așa e priveliștea de la mine de pe geam cu o zi înainte de Crăciun. E vineri, e 12:30, la mine în bucătărie a început deja să se pregătească o parte din mâncarea pentru Crăciun. Și în videoul ăsta vreau să vorbesc despre care e planul meu pentru mesele de Crăciun. Cum fac să mă bucur de tot ce e bun, să mănânc pe săturate și să nu pun prea multă grăsime, să încerc cât de cât să rămân în formă, să minimizez daunele. Am un Monster aici, încă sunt în perioada de fasting și după ce să beau Monsterul ăsta, peste vreo jumătate de oră sau o oră, o să-mi iau prima masă. Zile trecute am făcut un articol despre cum să rămâi în formă și după ce trec sărbătorile, să nu pui o grămadă de grăsime așa cum făceam eu în trecut, pentru că de fiecare dată după perioada asta de Crăciun și Revelion, înainte să știu chestiile astea despre nutriție, despre alimentație, mâncam tot ce vedeam și ajungeam să fiu cu 4-5 kg mai gras. Și vreau în acest video să detaliem un pic, să-ți arăt cum fac, care e planul meu ca să nu se întâmple asta. Poți să vezi între timp aici articolul pe care l-am făcut și vreau să zic că și acum mănânc tot ce am poftă, doar că mult mai inteligent. Planul meu e ca în fiecare zi din asta festivă, când știu că o să mănânc mult, este să am o singură masă principală, o singură masă în care să îmi satisfac toate poftele. Și atunci primul pas pe care îl fac este să îmi salvez caloriile pentru masa respectivă. Deja de 2-3 zile am început să o las mai light, să fiu și într-un ușor deficit caloric ca să-mi pregătesc zilele astea festive. În principiu, până mâine seară o să mănânc în mare parte proteine și ceva legume care să mă țină sătul, fără prea mulți carbohidrați și fără prea multe grăsimi. Azi e vineri, o să merg și la sală și o să încerc să fac ceva mai multă activitate fizică, printre care și cardio. O să am un antrenament cu greutăți cu un volum mai mare, iar la sfârșit o să bag probabil vreo 20 de minute de cardio. Câteva din alimentele pe care o să le mănânc sunt omleta cu legume, o să-mi călesc câteva ciuperci, ardei, ceapă, o să-mi pun vreo 2 ouă întregi și 3-4 albușe. Și din toată treaba asta iasă o masă cu puține calorii și foarte, foarte voluminoasă, care o să mă țină sătul. Alt lucru pe care îl fac este să îmi fac acea gustare din cottage cheese, pe care o pot combina cu diverse fructe, și ce mă ajută mult iar este acel smoothie pe care mi-l fac cu proteine și cu fructe de pădure. Lucrurile astea o să mă mențină foarte, foarte sătul, o să mi-acopăr și ceva din necesarul de proteine și mă pregătesc foarte ok pentru mesele de mâine și poi mâine. Al doilea lucru pe care o să-l fac este să mănânc multe legume. Ideea este să-mi limitez numărul de calorii pe care o să-l mănânc la masa de mâine seară și dacă o să mă duc cu stomacul gol și rupt de foame, o să mănânc mult mai multe calorii decât dacă merg cu stomacul plin. Iar legumele sunt foarte bogate în fibre, au puține calorii și au un volum mare care te mențin sătul. În felul ăsta nu o să mai ai un apetit atât de mare și o să reușești să mănânci mai puține calorii la masa respectivă. Și dacă pe lângă legume te mai umfli un pic și cu apă, efectul o să fie mult mai mare. În general, pe masa de Crăciun o să fie și cola, Fanta, energizante, fresh-uri poate. Eu o să le evit pentru că, în general, băuturile răcoritoare au cam între 10 și 12 grame de carbohidrați la 100 de mililitri. Și dacă bei foarte multe sucuri, o să se adune foarte repede acești carbohidrați. O să înlocuiesc băuturile astea în principiu cu apă minerală, dar probabil o să mai beau și Cola Zero sau alte băuturi fără zahăr. Probabil ai tăi cei de acasă nu sunt foarte încântați de Cola Zero, de Pepsi Max sau alte băuturi din astea fără zahăr. Așa că atunci când te duci la cumpărături, ia în considerare să ai acolo și o sticlă de genul ăsta, pentru că probabil o să te ajute. Și ultimul pont pe care o să-l folosesc este să-mi limitez opțiunile. Când ai pe masă o grămadă de chestii bune, mai ales dacă ești pofticios, ai mâncat din toate câte un pic și asta e o strategie pe care o folosesc și unele companii de dulciuri, de exemplu. Poate ai văzut că în unele ambalaje pun diverse sortimente ca să te facă să gusti câte un pic din toate. Și strategia pe care o să folosesc este să îmi aleg câteva feluri care mie îmi plac cel mai mult și să mănânc, să mă satur doar din alea. Eu în principiu prefer salata de beof și tortul și o să-mi pun prima oară multă salată de beof să mă satur, o să mănânc și niște tort și cam aia e. După aia o să mai rămână un pic
pic loc să mai gust din restul, dar nu foarte mult, pentru că o să fiu destul de sătul de la salata aceea de beof și de la tort. Cam astea sunt strategiile pe care o să le folosesc zilele astea. De ce nu mănânc pur și simplu la întâmplare tot ce văd, tot ce îmi place? Pentru că eu am un apetit foarte mare și sunt foarte pofticios. Și atunci dacă pur și simplu o să mă satur din mâncărurile alea dense caloric, o să se adune super multe calorii în zilele astea și dacă trag linie o să fiu cu mult peste. Asta înseamnă că o să pun și multă grăsime. Așa, dacă mă pregătesc un pic și am grijă să nu mă duc cu stomacul gol la mâncărurile alea bune, daunele sunt mult mai mici și mă și bucur de toată mâncarea care îmi place. Îți recomand să faci și tu la fel, să te bucuri de sărbători și să menții totul în echilibru. Dacă ți-a plăcut acest video și ți s-a părut valoros, te-aș ruga să-l trimiți și la 2-3 prieteni de-ai tăi. Ok, ne vedem pe data viitoare. Te salut!